Bună și bine v-am regăsit! Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Am în mână unul dintre parfumurile de săptămâna trecută. Este vorba despre Amouage Anul 43. Un parfum foarte puternic. Un parfum cu o deschidere de rubarbă. Avem și niște condimente. Avem în mijloc flori. Avem tuberoză, iasomie și... ce mai avem, stai așa, lăcrămioare parcă, iar în bază avem niște greutăți, avem și piele, santal, vetiver, labdanum, opoponax, olibanum și piele. Da, aici nu este o piele deranjantă deloc, mi se pare că baza asta care este un pic mai grea îi dă profunzime parfumului și cumva amestecată cu florile. Este un parfum proaspăt, floral, cremos și are o atingere puternică. Îmi place foarte mult, îmi place parfumul, îl port cu plăcere, este foarte puternic, proiectează foarte bine și o să-l mai port în continuare pentru că mi se pare o perioadă foarte bună pentru el. De exemplu, l-am purtat și la sfârșitul verii. L-am purtat și acum și mi se pare că este mai potrivit acum când este mai rece afară, deci îl văd cumva potrivit în perioada mai rece și primăvara. Vara nu aș spune că este cel mai potrivit, deși are acolo ceva, cred că rubarba îi dă acea prospețime și nu este ceva ce nu ai putea să porți vara, doar că mi se pare mult mai plăcut acum. Mergem mai departe, mergem cu Star. Star, de la Maubusant, noul parfum, noua lansare. Ei bine, știți că am făcut un unboxing atunci când l-am cumpărat. Am și făcut un decant, dar l-am și purtat pentru că îmi place foarte mult parfumul acesta. Și atunci când am făcut unboxing, chiar mi-ați spus că ați simțit în vocea mea că ceva nu e bine, mă așteptam la altceva, însă purtând acest parfum a început să-mi placă mai mult decât atunci când l-am mirosit prima dată. Este foarte puternic, este foarte persistent, proiectează bine, deci este un parfum bun de tot și la un preț super mic. Cât îl mai găsiți, eu vă recomand să îl luați, îl mai găsiți pe depozitul de cosmetice, însă puteți să verificați și pe make-up și pe Parfumo, dar știu că nu mai era deloc. Este aici un iris cu bezea arsă în foc de tabără. Asta miroase mie parfumul, nu vă mai spun despre note. Este un iris catifelat, un iris foarte plăcut. Și cu partea aceea gurmandă, deci este atât de frumos în această perioadă când se mai răcește afară, este perfectisim, vi-l super recomand și vreau să vă mai spun că nu miroase a parfum ieftin. Mi se pare că dacă nu ai ști cât costă acest parfum, este 130 și ceva acum. La început a fost mai scump. Dacă nu ai ști cât costă acest parfum, cu siguranță ai spune că este un parfum super scump. E minunat, minunat. Ok, haideți să le pun pe acestea aici și trecem mai departe. Am purtat Zadig & Voltaire Just Rock. Parfumul acesta păstrează ADN-ul This Is Her, Zadig & Voltaire, însă are și o parte florală. Tuberoze se simt foarte bine. Este și el un parfum dulce, cu lemn de santal, cu flori, iasomie, tuberoze, e dulce, are partea gurmandă din This Is Her, cât de bine miroase. Acesta, din păcate, nu se mai găsește, este un parfum discontinuat, însă mergeți pe This Is Her. Oricum, să știți că preferatul meu tot This Is Her este, dar îmi place și acesta foarte mult. Dacă pe This Is Her îl văd foarte gurmand, cu lemnul acela de santal, acesta are și o parte florală. Dar mare diferență între cele două nu este.
Am purtat minunatul acesta, Jo Malone Scarlet Poppy. Doamne, cât de frumos este acest parfum. Dar la un moment dat English Pearl Frisia era preferatul meu, însă acum este Scarlet Poppy. Se mai schimbă oamenii, știți și voi. Scarlet Poppy este un parfum pudrat. Este un parfum elegant. Da, miroase a iris, poate și a rădăcină de iris, dacă nu mă înșel. Avem ambretă în deschidere, în mijloc avem oris, smochină și mac, iar în bază avem tonka bean, heliotrop și grâu. Da, acea bază este și dulce, este un parfum elegant, dulce, foarte pudrat, foarte pudrat. Foarte frumoasă combinația, mi se pare un parfum unic, nu știu dacă am mai mirosit chiar ceva de genul ăsta și îmi place foarte, foarte mult, este preferatul meu de la Jo Malone. Următorul parfum pe care l-am purtat, o să vă ia ochii, să-l țin așa nemișcat, este acest Oud de la Rituals. Aici avem o combinație de piper roz, trandafir și ud, dar și patchouli. Este un parfum mai dark, este un parfum pentru perioada rece. Cumva cred că este și mai potrivit iarna. Stați așa să dau pe ceva, că nu mai știu exact. Este un pic mai greu parfumul acesta și mai întunecat. Da, se simte trandafir, se simte ud, este lemnos așa dark. Cam asta e combinația, ud și trandafir, însă partea asta lemnoasă este foarte puternică. Nici nu știu cum să-l țin, o să mă certați apoi că nu-l țin cum trebuie să-l vedeți, dar e auriu, ce să zic. Să știți că nu am mereu chef de parfumul acesta, nu este un parfum pe care l-aș purta foarte des, dar e interesant și este un parfum puternic. Și la fel este și cu următorul, Bohemian Oud. Am observat că nu am mereu starea necesară în a-l purta. Avem și aici oud, avem cacao, tămâie, vanilie, piper negru, imortelă și piele. Este un parfum mai dark, dar mai light, aș putea să spun. Da, este de la Zara, bănuiesc că v-ați dat seama. El are și o parte mai dulce față de cel de la Rituals. Da, se simte cacao, se simte tămâie. E cumva un dulce întunecat. Miroase un pic a biserică, recunosc, dar mă duce cu gândul și la lemne arse. El are și această vanilie, care e de dulceață, avem și cacao, e foarte nuanțat așa, dar nu este foarte dulce. Mi se pare un parfum de stare, mi se pare un parfum care te duce cu gândul și la un foc de tabără, și la bezele un pic, se duce un pic în zona by the fireplace, dar nu este chiar acolo. Dar da, este frumos, nu pentru a-l purta așa non-stop, nu este genul de parfum după care eu aș întinde mâna toată ziua, dar îmi place și mi se pare foarte bun, iar prețul este unul mic. Și ultimul pe care l-am purtat este în acest decant, Eau d'Huile de la Diptyque, un parfum superb. Îmi place foarte mult și că tot vorbeam, mie îmi plac foarte mult parfumurile cu vanilie, chiar dacă ele sunt mai simpluțe. Și chiar dacă este doar vanilie, aici avem o vanilie aromatică, dar îmi place foarte mult cum se usucă, pe mine și persistă foarte bine acest parfum, pentru că știu că nu toate persistă chiar așa de bine. Avem aici o vanilie aromatică și spicy, ca și note avem vanilie de bourbon, tămâie, piper roz și cipriol sau nargamotă. Ulei de cipriol sau nargamotă. Da, pentru mine este o vanilie aromatică, așa o simt eu.
și spicy. Cumva mi se pare că este o vanilie caramelicioasă și îmi place foarte mult. Nu este un parfum super intens, super puternic, însă mi se pare că are efectul acesta relaxant și plăcut și da, poate că o să-mi iau la un moment dat și o sticlă de Odwell, însă am luat cam multe parfumuri cu vanilie în colecția mea și momentan nu este cazul. Mai avem un ulei despre care vreau să vorbim și este vorba despre Velvet Rose and Oud de la Jo Malone. Uleiul acesta este minunat, minunat și îmi place foarte mult mirosul, încât mi-aș cumpăra și parfumul, pentru că eu uit mereu de uleiuri să le folosesc. Miroase foarte bine, aici avem o combinație de trandafir, ud, pralină și cuișoare, dar mi se pare cea mai frumoasă combinație de trandafir, catifelat și ud, cea mai elegantă, cea mai îndulcită, foarte bine, foarte bine miroase combinația de trandafir, ud și pralină. Îmi place foarte mult, este dulce și mi-aș cumpăra parfumul de la Jo Malone Velvet Rose and Oud, pentru că uleiul cumva este ca și cum n-ar fi, să zic așa, și mi-ar plăcea să le combin. Da. Cam asta este tot pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!